Administratorul judiciar Remus Borza nu vrea ca Cetgovora să fie considerată ruda săracă a platformei chimice, motiv pentru care a dat un ultimatum Olchimului. Pentru că pe data de 30 iunie expiră vechiul contract de furnizare a utilităților de la CET către combinat, el a propus mărirea cu 10% a prețului la energia electrică livrată și cu 16,5% a prețului la aburul tehnologic. În caz contrar, în plenul Consiliului Județean Vâlcea, administratorul judiciar a lansat o adevărată declarație de război. Și suntem bucurești de rezultatele foarte bune obținute de Olchim în primele 5 luni de zile. A raportat cu mândrie patriotică consorțiul de administrator judiciar un profit de vreo 200 de milioane de lei. Dar aia 200 de milioane de lei sunt făcuți și pe spinarea noastră. Și vin și ne iau la mijloc și ne spun, bă, o să vă dăm noi 50 de milioane când vom avea sau când vom vrea. Adică am vreo 4 ani de acum încolo. Eu nu sunt mama răniților. Și nu sunt nici bancă. Și bancă, dacă aș fi, dau cu dobândă. Am inițiat discuții cu Olchim să ne recuperăm creanța născută în timpul procedurii. Nu vrem, dintr-o dată, banul jos ca la fetele de bune morafă de pe centură. Suntem de acord cu eșalonarea pe 2 ani de zile, nu pe 4, oricum 2 ani de zile e mai mult decât rezonabil, să ne plătească și o dobândă, că și noi dacă ne aduce la o bancă să cerem niște milioane de euro, ne-ar cere, ne-a luat și pielea de pe noi. Un 7% e o dobândă corectă. Suntem în negocieri cu Olchimul, chiar și astăzi avem la ora 12, în vederea creșterii prețurilor pe utilitățile energetice. Și am propus o creștere de 10% pe energia electrică, de la 181 de lei la 200 de lei, și o creștere cu 16,5% pe aburi tehnologice sau industrial, de la 94,42 lei, la 110 lei. Ei spun că e o creștere mare. Noi spunem că e o creștere mică. În continuare, Cetgovora și pe aceste prețuri va vinde sub costuri. Astăzi, prețul de cost pe un megawatt este de 276 de lei. Și noi le propunem să le vindem la 200 de lei. Adică venim cu bani de acasă cu 76 de lei pe fiecare megawatt. Și 235 de lei pe gigacaloria de abur industrial. Nu suntem ruda mai săracă din coza noastră. Deci dacă lucrurile astea nu vor fi înțelese, dacă nu vor respecta cei doi parteneri comerciali, Uzinele Sorice și Olchimul Cetgovora, trebuie să se aștepte la întreruperea furnizării de utilități energetice. Și vă informez pe această cale. Pe 30 iunie 2016 expiră contractul cu Olchim. Pe 1 iunie la ora 0 eu voi fi la Cetgovora și personal voi închide robinetele. Discursul său a fost primit cu multă căldură de către aleșii vâlcenilor, care mai aveau un pic și l-ovaționau pe Remus Borza.